Gradina începe să prindă formă, însă probleme cu niște paraziți care ne mănâncă frunzele. Adică niște omizi. Întotdeauna este foarte greu să combați omizile. Am încercat cu uleiul de nem. Acum o să începem să încercăm de seară cu săpun, săpun de casă. Am înțeles că face minuni. O să încerc să vă arăt o omidă dacă o găsesc. Pentru că le-am tot cules. Cred că cea mai bună metodă de a combate omizile este de prins. Însă sunt foarte mici și e foarte greu să prinzi omizile care sunt foarte mici. Deci aici avem castraveți și roșii, floarea soarelui, fasole, porumb, salată. Cam astea sunt în mare cam ce am pus noi. Pe lângă niște flori și tot felul de... Aici avem un ghiveș cu cartofi. Însă nu, astăzi nu vreau să vorbesc despre ceea ce avem, ci despre omizile care ne mănâncă plantele. Și ceea ce e mai grav e că nu putem să le prindem pe toate. Sunt foarte greu de găsit și foarte greu de combătut, pentru că sunt foarte mici și se ascund. Să sperăm că nu o să ne distrugă cu totul prima generație noastră din ghiveciul ăsta mare. A fost distrusă de omizi. La asta a doua încercăm să răzbatem și să nu avem aceeași problemă. Aici avem mentă. Ia uite. Și la mentă, să știi că am avut foarte multe omizi la mentă. Toate că nu te gândești că... Uite, am văzut-o, gata. Am văzut-o omidă. A căzut acum jos aici. Uite-o. Vezi, era din mentă, exact ce ziceam. Deci la mentă am găsit-o. Ia uite-o. Am prins prădătorul. Și ne mănâncă tot. Uite, salata ne-o mănâncă. Deci neapărat să găsim ceva care să putem combate această omidă. Pentru că altfel nu vom putea să ținem grădina întreagă. Dacă cineva are vreo idee cum putem să distrugem aceste mici dăunătoare cu ceva ecologic. Uite, vrea să ducă. Îți adăm, te rog frumos, ăla de că o să o scap dacă nu. Am băgat-o aici. Iar astea o să le ducem departe undeva. Nu aș vrea să le omor. Le ducem cât mai departe de casa noastră, undeva unde e în pustiu, unde au 2-3 plante și cam atât. N-o să distrugem o altă grădină. Ia uite floarea soarelui, ce frumoasă. A prins forma aici. Este pusă într-o sticlă de plastic, doar de decor, pentru floare, nu pentru semințe. E, cam atât are pentru azi. Și eu mă apuc acum de treabă să prind toate
omizii de care le găsesc.